Bună ziua, sunt Roxandra Ilie și bine v-am găsit la o nouă ediție Tehnologii și utilaje. Singura emisiune ce va aduce cele mai noi informații cu privire la inovațiile din domeniu. Rămâneți alături de noi! Afacerile cu lavandă au început să se extindă în România, iar acum fermierii au mari bătăi de cap la recoltare. Însă cercetătorii români s-au gândit să le sară în ajutor. Astfel, la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agricultorii s-a realizat o mașină de recoltat aurul MOV. Mașina care recoltează lavandă are un preț de 3.850 de euro plus TVA și nu este un produs de serie. Acest lucru nu i-a împiedicat pe cultivatori să o comande, mai ales că echipamentul poate fi utilizat și pentru culturi de plante aromatice sau plante medicinale. Combina de lavandă se pliază pe suprafețe mici, dar recomandarea specialiștilor este să fie achiziționată pentru plantații mijlocii sau mari, pentru amortizarea investiției. O altă posibilitate de câștig ar fi prestarea de servicii, adică folosirea echipamentului atât pentru cultura proprie de lavandă, cât și contracost în alte exploatații. Avantajele recoltării mecanizate a lavandei cu acest echipament sunt multiple, spun producătorii. Unul dintre ele este creșterea productivității și, implicit, scăderea prețului de cost aferent recoltării. Echipamentul pentru recoltat lavandă este compus dintr-o cositoare instalată pe un șasiu cu posibilități de rulare care susține și un sac pentru colectarea materialului recoltat. Astfel, mașina poate fi manevrată foarte ușor în timpul lucrului, fiind nevoie doar să fie împinsă și direcționată pe rând. Mașina de recoltat lavandă este un echipament tip SV100, produs de firma Kawasaki pentru recoltarea ceaiului și dispune de un aparat cu tăiere cu lame oscilante curbate, ce taie inflorescențele. Utilizarea ei este asigurată de un motor cu aprindere cu scânteie în doi timpi, răcit cu aer, model T320, produs de firma Mitsubishi. Un ventilator suflă aer pe deasupra aparatului de tăiere și împinge inflorescențele recoltate în sacul de colectare. Este acționat de motor. Echipamentul permite reglarea înălțimii de tăiere, precum și a poziției aparatului de tăiere prin posibilitatea înclinării acestuia, în vederea recoltării inflorescențelor situate pe lateralele tufelor de lavandă, în cazul în care acestea sunt foarte dezvoltate. Echipamentul este dotat cu ridicătoare de plante, care contribuie la eficientizarea procesului de recoltare. Șasiul permite reglarea poziției sistemului de rulare în funcție de distanța dintre rânduri. Sacul de colectare este dreptunghiular, din material sintetic prevăzut cu un elastic de strângere la partea anterioară și o fereastră din plasă pentru evacuarea aerului. Partea anterioară a sacului se montează prin agățare de clemele montate pe conturul posterior al cositoarei. Partea posterioară a sacului nu este cusută. În funcție de cantitatea de inflorescențe ce se doresc a fi recoltate în două goliri ale acestuia, lungimea utilă a sacului se ajustează prin legarea acestuia cu sfoară în secțiunea corespunzătoare. Trebuie în țări multiple cu ajutorul unui singur mini-încărcător. De la munca în grădină până la amenajarea grajdurilor, noul model CAT236D vă ajută să obțineți rezultatele vizate în timp record. Noul mini-încărcător frontal pe roți CAT236D pare să fie ajutorul de nădejde oricărui fermier. Îndrăzneț și versatil, echipamentul este special conceput pentru a fi folosit în spațiile compacte, ajutând la curătarea grajdurilor, hrănirea animalelor, întreținerea terenurilor și plantarea pomilor. Poate fi de folos atât pentru ferme de dimensiuni mici, cât și pentru ferme de dimensiuni mari. Aplicațiile sunt diverse, de la landscaping, amenajare, întreținere, spații verzi, până la hrănirea animalelor, cultivarea terenurilor, întreținerea acestora, de exemplu, unul dintre atașamentele pe care le folosim este tocătorul de vegetație, curăță un teren viran. Putem planta pomi cu ajutorul lui, practic săpăm gropile cu ajutorul unui atașament. Puteți menține curățenia în cadrul fermei cu periile cu sau fără colector, așa cum doriți dumneavoastră. Aveți la dispoziție cupe de cereale, de materiale ușoare, cupe multifuncționale sau cupe de uș general. Puteți să-l folosiți pentru hrana animalelor, însemnând că poate avea ca și atașamente cupe de distribuire a hranei. Uneltele de lucru pot fi schimbate ușor cu ajutorul sistemului de cuplare rapidă al mini-încărcătorului CAT. Sistemul standard de eficiență execută cuplarea și decuplarea uneltelor de lucru cu ajutorul a două manete. Astfel, acest sistem permite operatorului să schimbe rapid accesoriile fără a ieși din cabină. Un alt avantaj al acestui mic ucenic îl reprezintă accelerația electronică. Această
funcție reprezintă un nou mecanism de uniformizare al accelerației. Mai exact, monitorizează pedala de accelerație când utilajul se deplasează pe un teren denivelat și se ajustează pentru a asigura o viteză de mers constantă și uniformă. De asemenea, motorul controlat electronic aduce mai mulți cai putere și un cuplu ridicat. Ușor de utilizat, ușor de întreținut și extrem de accesibil din punct de vedere al parametrilor, adică se adresează și unui operator începător. Un utilaj ale cărui comenzi sunt ergonomice, montate pe scaun sub formă de joystick-uri, foarte simplu și la îndemâna oricui. Designul modular dintr-o singură bucată asigură o cabină cu o vizibilitate excelentă, de calitate superioară, închisă etanș și presurizată pentru un mediu de lucru curat și silențios. De asemenea, interiorul spațios și podeaua ordonată ajută operatorul să lucreze confortabil și productiv întreaga zi. Printre alte dotări ale cabinei se numără și sistemul de încălzire, aerul condiționat, un display inteligent și opțiunea de selectare a comenzilor care permite operatorului să aleagă setul de manevre preferate pentru a câștiga timp și randament. Dacă vă surâde ideea să aveți un astfel de ajutor în fermă, aflați că prețul standard al mini-încărcătorului este de 33.000 de euro. Și-a extins portofoliul de utilaje cu încă o nouă gamă de încărcătoare. Se numesc Farm Lift și sunt proiectate să maximizeze manevrabilitatea și să execute mai rapid anumite cicluri de lucru, chiar și în condiții de teren accidentat. Încărcătoarele Farm Lift au un design simplu, fără elemente inutile, fiind destinate atât fermelor mari cât și celor mici, care au nevoie de un utilaj versatil pentru lucrări în spații înguste. Echipamentul este ușor de operat datorită comenzilor intuitive, manevrabile și destul de flexibile. Încărcătoarele sunt echipate cu braț telescopic cu o lungime de 9 metri și pot ridica greutăți de până la 4200 de kilograme. În ciuda acțiunilor vizate, consumul de carburant este redus. Totodată, motoarele puternice și pompa de ulei cu roți dințate sunt prevăzute cu dispozitiv de avertizare, optimizând astfel performanțele încărcătoarelor Farm Lift. Cabina acestor utilaje puternice și productive oferă operatorului un confort superior. Este prevăzută cu scaun ergonomic și comenzi inteligente, asigurând fermierului condiții avansate de lucru. Încărcătoarele sunt ușor de operat datorită faptului că operațiunile de ridicare și coborâre ale brațului, precum și schimbarea treptelor de viteze, se realizează cu ajutorul joystick-ului. De asemenea, scaunul ergonomic, precum și sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat, sunt alte dotări care creează un mediu plăcut de muncă pe toată durata zilei. De care trebuie cu siguranță să vă ocupați în această primăvară este igienizarea grădinii. Deși s-ar putea să sune complicat, procedura este chiar simplă. Punând în aplicare doar câteva sfaturi din partea specialiștilor, veți obține grădina mult visată. Igienizarea grădinii este o etapă extrem de importantă dacă vă doriți să obțineți rezultate remarcabile în toiul verii. Deși la prima vedere pare cea mai dificilă operațiune, lucrurile nu stau deloc așa. În primă fază, începeți cu tăierea pomilor. Tunderea lor este extrem de importantă pentru sănătatea acestora, deoarece menține echilibrul dintre creștere și rodire, îmbunătățind astfel calitatea recoltei. De regulă se face întâi tăierea, după care urmează celelalte etape. Igiena în livadă, stropirea și așa mai departe, pentru că odată încheiată seria asta, livada este bine mersi și poate să intre în vegetație fără să mai fie deranjată după aia de eventuale lucrări, decât atunci când este cazul. Pomii fructifere au nevoie de o atenție deosebită în sezonul de primăvară, deoarece este cel mai bun moment pentru aplicarea unor tratamente de întreținere. Cu toții știm că pomii sănătoși și îngrijiți, ca atare, pot da roade pe măsură. În perioada asta a anului se fac stropirile cu ulei horticol la îmbăierea pomului. Se ia pomul de sus în jos și se dă stropire, se dă soluție până curge pe scoarță. Pentru igienizarea livezii, adunați frunzele uscate. Varul dat apoi pe trunchiul copacilor distruge ouăle insectelor și dăunătorilor care au hibernat la adăpostul crescăturilor din scoarță și împiedică dezvoltarea mușchilor pe trunchi.
De asemenea, înlăturați în mod natural musafirii nepoftiți cu ajutorul brâielor capcane. Acestea sunt niște funii de paie care se așează pe trunchiul pomilor cu scopul de a crea loc pentru insectele dăunătoare. Apoi capcanele se adună și se ard, distrugându-se odată cu ele și insectele. Văruirea pomilor este o etapă esențială. Odată cu asta, ca idee, se pot face, de exemplu, brâie capcană pentru insecte care se pot pune din toamnă sau în vară, după caz, în funcție de specia de insectă de care vorbim. Brâie capcană care se pot face din materiale textile, din hârtie, din pânză de sac, ce se pot pune în jurul tulpinii pomului, la distanța de un metru față de sol, și acolo insectele vin să adăpostesc. Asta ulterior, brâiele astea capcană pot fi scoase și arse și în felul ăsta scăpăm de insecte. Executarea unei arături adânci poate scoate la suprafață insectele sau larvele care iernează în pământ. Ele sunt mâncate de păsări sau distruse de alți factori. Săpatul în jurul pomilor, mobilizarea solului reduce, de exemplu, larvele de melolonta din sol, de cărăbuș de mai. Și omoară și alte larve și alte ouă de dăunători. Asta e un lucru care este foarte binevenit la fiecare. Lucrările de combatere a dușmanilor grădinilor și livezilor trebuie să fie completate cu o serie de măsuri igienice care contribuie la împiedicarea răspândirii acestora. Spre exemplu, o altă etapă importantă este compostarea, adunarea frunzelor uscate și arderea lor. Lucrarea se face primăvara timpuriu și cu ajutorul ei se lichidează multe boli, cum ar fi putregaiul fructelor. Materialul vegetar care cade la tăiere trebuie ori acolo unde este disponibil tocat cu o tocătoare, tractor plus tocătoare, și incorporat în sol, ori dacă nu, luat materialul, ramuri și ce mai pică la tăiere, luate și compostate. E cea mai bună metodă de utilizare a materialului vegetal. Pentru că în felul ăsta se întoarce în livadă. Luăm materialul vegetal, nu-l ducem afară, la poartă sau undeva în grădină și îi dăm foc și nu facem nimic cu chestia asta. Mai bine îl luăm, îl ducem, facem un loc în care să-l compostăm, o cutie de compostare sau ce poate să-și facă fiecare în gospodăria lui. Și tot materialul vegetal care rămâne din gospodărie poate fi compostat și folosit după aia sub formă de mraniță înapoi în gospodărie, la pomi, la alte plante. Un ultim pas pentru a igieniza complet grădina este curățarea trunchiului de scoarță uscată prin răzuire. Se face cu scopul de a distruge insectele care se refugiază pentru iarna sub scoarța uscată a trunchiului. Lucrarea se execută cu perii de sârmă în zilele mai calde și umede de la începutul lunii martie. Tot ceea ce cade după răzuire se adună și se arde. De asemenea, atragerea păsărilor în livez sau în grădină reprezintă un alt mod ecologic de a o proteja-o. Micile naripate vor fi tentate să se hrănească cu insectele nedorite. Din acest motiv, este indicat să-ți decorezi grădina cu 2-3 căsuțe pentru adăpostirea lor. La ora actuală, una dintre cele mai profitabile afaceri din România este cultivarea arbuștilor fructiferi de aronia. Dacă sunteți doar pasionați de grădinărit și doriți să aveți și acest arbust în propria colecție sau pur și simplu vreți să vă dezvoltați un business, noi venim în ajutorul vostru cu câteva sugestii utile. Bună ziua, mă numesc Marin Constantin, producător arbuși și arbuști. Astăzi vă facem o demonstrație cum puteți să vă creșteți proprii arbuși de aronia în ghivece. Pentru cei care nu au spații să planteze în pământ, se pot pune foarte simplu la ghiveci. Avem aici o plantă care are 4 ani și deja a avut fructe. Acum mai sunt câteva fructe care au rămas. Ele stau în pom fără să se strice până se usucă. Pentru asta avem nevoie, bineînțeles, de un arbust de aronia, turbă cu perlit sau pământ de flori cu perlit, o compoziție formată din balegă de vacă proaspătă și pământ roșu, pământul care se folosește la sobe, în proporții egale. Facem un amestec de consistența smântânii, un amestec ca o clătită, și apă. Se,
se pune pe partea de jos a ghiveciului, punem pământ tot timpul, la orice plantare trebuie să avem pământ pe partea de jos a ghiveciului. Fasunăm rădăcinile, le scurtăm o treime din ele. Dacă cumva sunt rădăcini lovite, se pot îndepărta, chiar este indicat să le îndepărtăm. După ce am fasonat, se mocirlește foarte bine. Prin mocirlire se cauterizează rana creată din tăietură și stimulează creșterea radiculară. Este o metodă veche pe care o foloseau bătrânii și cu succes. Prinderile sunt foarte, foarte bune. Sunt persoane care mai adaugă supliment hormon de înrădăcinare. În cazul nostru nu adăugăm pentru că avem rezultate foarte bune fără. Planta o băgăm puțin mai jos, nefiind o plantă altoită, arbustul de aronia, se bagă puțin mai jos să prindă ramuri pentru a drajona. Cu cât avem tufa mai mare, cu atât avem o producție mai bună. Și atunci avem grijă ca în ghive să o băgăm puțin mai jos. Am pus pământ. Se udă bine după plantare. Acum fiind perioada de intrăm în iarnă, trebuie să o pregătim pentru iernat. Avem nevoie de o soluție pe bază de cupru. Zeama bordeleză e cea mai folosită, dar mai sunt și altele, se poate înlocui fără probleme. După care la o zi sau la câteva ore când se usucă, se dă cu un ulei horticol. Nu mai facem nimic până în primăvară revenim cu aceleași stropiri. Aronia face un fruct foarte benefic pentru organism, are o cantitate foarte mare de antioxidanți, minerale. Cel mai bun lucru este că rădăcina de aronia și frunză, rădăcina este o plantă care nu asimilează substanțe nocive din sol. Poate fi plantată în orice tip de sol, important în orice tip de sol, dar să nu fie cu un pH peste 7, 7,5 maxim. Dar chiar dacă este lângă o groapă de gunoi, nu are probleme, nu influențează fructul cu nimic. Întreținerea e foarte simplă, primii 3 ani nu se taie nimic. În cazul nostru avem o plantă cu foarte mult lăstari. Dacă nu avea lăstari mulți, se tăiau vârfurile la plantare pentru a stimula creșterea radiculară. În situația noastră nu tăiem nimic 3 ani, fructele vor fi pe extremități. După 3 ani începem să rărim din ramurile mai bătrâne și dirijăm creșterea pe lateral. Cu cât este mai bine aerisită, cu atât producția este mai mare. Spor la treabă și până data viitoare, când vă vom explica, vă vom da detalii despre alte plante, numai bine! Deseori, fermierii folosesc viespea parazită ca un agent biologic de control împotriva Ostrinia nubilalis, sredelitorul porumbului. Aceste viespi nu sunt doar dăunători ai porumbului, ci caută ouăle viermilor Ostrinia, în interiorul cărora își depun ouăle, omorând astfel gazda. Uneori, găsirea celei mai bune metode de răspândire a viespii poate fi o provocare. În momentul de față, sunt mai multe modalități de răspândire a viespii care implică o serie de dezavantaje legate de randament, costuri, precizie și poluare. Skylabs a patentat o tehnologie care răspândește mini-capsule, fiecare dintre acestea conținând mii de larve ale viespilor parazite. Aceste viespi nu călătoresc mai mult de 6-7 metri de la locul în care au eclozat. Tocmai de aceea, precizia distribuirii acestor larve este importantă pentru eradicarea dăunătorilor din culturi. Din acest punct de vedere, drona celor de la Skylabs își face treaba cu precizie chirurgicală. Acest lucru necesită stăpânirea mai multor parametri care trebuie calculați cu cea mai mare precizie. Drona Skylabs poate susține o încărcătură de 2 kg de capsule la o altitudine de aproape 10 metri pentru a acoperi o suprafață de 10 hectare. Astfel se folosesc 200 de grame de larve pe hectar
pe când prin metodele tradiționale s-ar folosi 2 kg la hectar. Actualmente, prototipul este în faza de testare în cooperativele din zona Franței. Scopul celor de la Skylabs este de a dezvolta o dronă multifuncțională capabilă să colecteze date precise pentru răspândirea acestui tip de agent biologic de control. De asemenea, cercetătorii au în vedere deja alte aplicații de arboricultură și viticultură. Cam atât pentru ediția de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem sâmbătă viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!